Lucrările executate pe parcursul lunii iunie 2019 apropie imobilul Poșta Veche de prevederile finale ale proiectului de restaurare. Au fost executate în proporție de 100% lucrările de consolidare a structurii și au fost refăcute în proporție de 100% șarpantele și învelitorile la grupul principal și cel secundar. Clădirea a fost utilată cu tâmplărie exterioară, iar tencuiele interioare și exterioare sunt executate în proporție de 50%. Au mai fost montate traseele de curenți, tari și slabi, în procent de 100%. Investiția se ridică la 2,57 milioane de euro, iar lucrările se vor încheia în această toamnă, înainte de termenul stabilit inițial. Lucrările au fost făcute cu fonduri europene. Clădirea va intra în circuitul cultural al Municipiului Călăraș, începând cu data de 1 ianuarie 2020.